Am tot vorbit despre importanța somnului și cât de important este să dormi, dar pentru unii oameni acest subiect poate să fie enervant. Pentru că unii oameni lucrează în ture de noapte și avem nevoie de ei. Avem nevoie de pompieri, avem nevoie de polițiști, jandarmi, medici care fac gărzi. Da? Și totuși și acolo există soluții. Vreau să vă întreb pe voi cei de aici. Este cineva care lucrează sau poate a lucrat în ture de noapte? Noastră. Ok. Cum vorbiți? Ioana. Ioana. Poți să detaliezi? Sigur. În trecut am lucrat, acum nu mai lucrez în ture de noapte, în trecut am lucrat pe post de recepționer la un hotel în ture de 24. Eram 24 de ore la muncă și 48 de ore liberă. Se întâlnește foarte des acest tip de muncă. Aveai probleme cu somnul? Da. Odată ce am început jobul acesta, programul mi s-a dat peste cap foarte tare, pentru că eu în acele 24 de ore, într-adevăr, activitatea era mai intensă în timpul zilei decât în timpul nopții, însă cu toate acestea, noaptea nu aveam posibilitatea să mă odihnesc, evident, fiind la muncă. Apoi, când ieșeam din tură, intram la 8 dimineața, ieșeam a doua zi tot la 8 dimineața. Da. Când ieșeam din tură, îmi lua destul de mult timp să mă refac, bineînțeles, fizic n-aș fi putut să dorm toată ziua, ajungeam, să zicem, acasă în jur de ora 9, poate dormeam, nu știu, până pe la 12-1 după amiaza și apoi eram nevoită să-mi desfășor activitatea ca și când aș fi dormit toată noaptea și sunt în ritmul meu normal. Exact. Și știi de ce se întâmplă asta? Pentru că în medie corpului nostru îi ia undeva la 3-4 zile ca să-și facă un ritm circadian. Și practic atunci când lucrezi 24-48 e aproape imposibil să-ți faci un ritm. Îmi place să dau, să zic, soluții, dar în cazul de față, din păcate, biologic, nu putem găsi o soluție. Soluția însă, pentru cei care lucrează pe timp de noapte sau în ture de noapte, soluția ideală este să găsești o variantă în care poate să discuți cu angajatorul tău și să găsești un loc în care, chiar dacă lucrezi noaptea, să te asiguri că această muncă de noapte se întâmplă în fiecare noapte. Și ce poți să faci este să aplici protocolul din cort, dar într-un mod artificial. Adică să presupunem că începi munca în tura de noapte la ora 12, la ora 8 dimineața ți-ai terminat tura, da? Te întorci acasă și păstrezi o vreme luminile, după care, chiar dacă este, să zicem, 11-12 afară, este soarele pe cer, încercăm să facem întuneric. Cum se întâmplă noaptea în cort? Facem întuneric, lăsăm luminile jos, facem răcoare în cameră, când vine somnul, ne culcăm. Dormim câteva ore, adică acele 8 ore, da. Ideal, da? După ce am dormit acele 8 ore, ne trezim și simulăm răsăritul soarelui. Afară este întuneric, e contraintuitiv, e poate greu, dar avem acel LED pe care vi l-am arătat. Da. Dăm drumul la LED, ne uităm în acel LED, dăm drumul la lumini în casă, mâncăm micul dejun, chiar dacă este seara, pentru noi este mic dejun. Și dacă reușim să facem această simulare, astfel, practic, reușim să ne creăm un ritm circadian. Chiar dacă lucrăm în ture de noapte, esențial însă este să fie ritm. Adică să reușim să facem în așa fel încât să lucrăm în fiecare noapte și, credeți-mă, pentru corpul nostru, este mult mai bine să lucrăm noapte de noapte și să dormim zi de zi, decât să avem acest program haotic pentru biologia noastră de 24 cu 48. Da. Înțeleg că acum nu mai lucrez și că nu mai lucrez în ture de noapte. Nu, nu mai lucrez în ture de noapte, da. Ok, e un lucru foarte bun că nu mai lucrezi în acele ture de 24-48. Ce mai important, oameni buni, să reușim să dormim acele 8 ore pe noapte, ceea ce sper că o să faceți de acum încolo. Oameni buni, aceasta...